Mister, un final nebun de sezon regular, multe echipe acolo la play-off, sunteți și dumneavoastră implicat. Cum se vedea această ultimă etapă cu meciul la aceeași oră? Avem, n-avem var? Da, cam toată lumea după fiecare etapă spunea că este poate cel mai echilibrat sezon. Dovadă și distanța asta mică de puncte între locurile în clasament. Toată lumea spunea că se va juca până în ultima etapă și asta, iată că așa s-a întâmplat. Ne bucurăm că suntem acolo, am spus că ne vom bate până în ultima etapă, pentru că am avut momente în care puteam fi și am tot fost pe loc de play-off, acum în funcție de rezultatele noastre, ale celorlalte, pe care au mai venit și înfrângerile, au venit alte echipe peste noi și tot așa, dar am spus că ne vom bate până în ultima etapă. A venit ultima etapă, e adevărat, șansele sunt mici, e adevărat, avem cel mai greu adversar dintre toate cele 5 echipe, dar trebuie să avem încredere și să ne batem pentru șansa noastră până la capăt. E puțin frustrant pentru dumneavoastră? Cu puțină șansă erați deja în play-off. Așa gândesc toți antrenorii, toate echipele, pentru că fiecare își adaugă poate anumite puncte în anumite meciuri pe care le-au pierdut ușor sau din diferite motive. Și noi la rândul nostru avem 3 meciuri pe care le considerăm sau consideram că acelea 6 puncte erau ale noastre și mă refer la meciul de acasă cu Iașu, când am ratat penaltii în minutul 94, la Galați, minutul 91, penaltii, am pierdut 2 puncte și la Voluntari, minutul 98. Astea sunt 3 meciuri pe care, într-adevăr, noi nu le-am câștigat când, să zicem, punctele le-am avut în buzunar. Este frustrant, dar ăsta este sportul. Câteodată fotbalul te pedepsește. Acum spun asta pentru că noi am avut foarte multe ocazii și cu Iașu și la Voluntari și chiar puteam închide meciul mult mai devreme. Sunt mulți oameni de fotbal care spun că din tot acest, să zicem, grup de echipe care se bat pentru play-off, văd Hermannstadt-ul ca echipa care ar merita de fapt să fie acolo. Ce înseamnă pentru dumneavoastră? Când știți că foarte multă lume consideră Hermannstadt-ul meritorie, să spunem, în play-off. Da, mă bucur când aud astfel de lucruri. Este clar că dacă au spus asta, au spus-o poate datorită parcursului echilibrat pe care l-am avut încă de când am promovat. Pentru că am fost în aceeași situație și acum un an, adică cu punctele corect câștigate pe teren, eram tot acolo. Da, acum eu am spus și la conferința de după meciul nostru cu Galațiu, trebuie luat pas cu pas. E adevărat, noi suntem primii care ne dorim, eu ca antrenor îmi doresc pentru că nu vreau să stau o viață la Sibiu, mă simt bine, adevărat, sunt fericit, mă bucur pentru că lucrez cu astfel de jucători extraordinari, avem un grup frumos, dar îmi doresc să fac performanță pentru că sunt conștient că altfel merg mai sus. Deci eu sunt primul, plus jucătorii, plus patronii care bagă bani, plus conducătorii, toată lumea își dorește. Acum, vorbind așa logic, primul an am spus este cel mai greu, am făcut o treabă bună și am trecut prin momente grele. Al doilea an, adică acesta, vrem să creștem și să fim acolo și am avut parcursul echilibrat. Este și o stabilitate din punct de vedere financiar, ceea ce poate ăsta a fost pasul următor. Și cred că următorul an ar fi logic să ne bate, să ne propunem play-off-ul. Dar acum depindem, vedem de la vară ce se întâmplă. Însă putem și de anul ăsta. Repet, șansă mică, dar credem în ea. Cu sau fără VAR, ați vrea să vedeți 3 dintre cele 5 meciuri cu VAR și 2 fără, sau mai degrabă toată lumea fără VAR și ce va fi, va fi? Nu, aș vrea toate meciurile să fie cu VAR, indiferent că se greșește cu VAR. Nu e clar că se vor aduce 2 mașini VAR. Da, atunci, dacă sunt 2 meciuri care nu vor avea VAR, deci probabil va fi Dinamo UTA și CFR Hermannstadt. De ce spuneți asta? Da, am eu o bănuială. Nu știu, este pronosticul meu. Acum, asta e. Nu știu, s-a greșit cu VAR. Este greu, probabil este primul an, au, să zicem, și ei circunstanțe atenuante, însă cei mai mult răspund sau pierd antrenorii. V-am urmărit atent după ultimele meciuri și spuneați, și ați repetat-o, n-ar fi un eșec dacă n-am fi în play-off. Da, păi, e frustrant dacă nu vom ajunge acolo și dacă noi putem câștiga și să nu mergem în play-off. Probabil ar fi mai frustrant
Dar trebuie să rămânem echilibrați. Eu asta am făcut de când sunt aici, chiar dacă au fost voci că trebuie să mai faci aia, trebuie să faci aia, trebuie să... Nu, eu am considerat că trebuie să fiu echilibrat, pentru că toată lumea așa se aruncă după un rezultat sau două, trei rezultate pozitive, deja ne luăm aripi. Nu, trebuie să fim echilibrați în sport. Este părerea mea. Eu așa sunt ca om, vreau să continui ca antrenor. Nu va fi un eșec sub nicio formă, dar frustrare va exista tocmai datorită parcursului pe care l-am avut. Adică au fost meciuri bune în care puteam scoate mult mai multe puncte. Din ce și-a Hermannstadt acest echilibru despre care spuneți, care a fost și anul trecut, e și anul ăsta prezent? E o echipă grea, Hermannstadt. Păi, toată lumea a spus-o și este un adevăr. Dar avem omogenitate. N-am schimbat foarte mulți jucători, cum se schimbă la multe echipe. Am crezut în acești băieți care sunt de la Liga a doua lângă noi. Eu, ca antrenor, până la urmă, trebuie să dau echilibru și cred că am reușit din punctul de vedere, pentru că au fost și înfrângeri dureroase și apar dezamăgiri, apar apostrofări, se pot întâmpla multe în vestiar și totuși am menținut echilibru și atmosfera bună, pentru că doar atmosfera bună îți poate aduce rezultate. E adevărat, rezultatele întrețin atmosfera și atunci trebuie să menții echilibrul ăsta, pe care cred eu că am reușit să-l țin. Până acum, vom vedea ce va fi în viitor. Play-off-ul ar fi un bonus. Play-out-ul bănuiesc că se vrea locul 7-8, adică cam asta ar fi obiectivul, nu? Asta ne-am dorit noi și toți și-ar dori lucrul ăsta. Noi, ca și obiectiv de la începutul campionatului, a fost un loc mai sus în clasament față de sezonul trecut. Normal că trebuie să-ți dorești mai mult, pentru că e play-off, că e play-out, vor fi campionate diferite. Adică se va juca cu totul și cu totul altceva, o presiune poate mult mai mare, pentru că în play-out, de asta vorbeam mai devreme, acolo se joacă retrogradarea. Și până la urmă, orice echipă, chiar dacă termină pe locul 7, pe jumătățirea asta, care din punctul meu de vedere nu prea este corectă, atunci toate riscă să joace, dacă nu retrogradare directă, să joace baraj. Este un sistem dificil. Acum, probabil s-a adoptat sistemul ăsta la un moment dat, dar cred că ar putea fi modificat, adică cel puțin să rămâi cu punctele pe care le obții pe teren. Adică nimănui nu-i convine să marchezi atâtea goluri și pe urmă ți se iau golurile, ți se iau punctele. Corect, cei care sunt mai jos în clasament, lor le convine, logic. Și noi, anul trecut, bine, noi atunci am câștigat niște puncte, s-au pierdut așa. Pe urmă, pe jumătățire eram foarte, foarte jos, nu mai avea ce să facem. Dar sunt realist, nu putem să vorbim de astfel de situații pe parcursul campionatului. Dar la început de campionat, cred că ar fi benefic o astfel de schimbare. Este părerea mea, pur și simplu așa, ca om de fotbal. Mulțumim frumos!